În momentul de față am demarat intervenția aici în județul Bacău, iar prima activitate, cum de altfel era și normal, a fost o formare profesională pentru persoanele care vor fi implicate direct în activitatea din comunități. Discutăm așadar despre asistent social, asistent medical comunitar și consilier școlar, cei trei piloni pe care se bazează intervenția. De fapt, înseamnă integrarea tuturor eforturilor comunității și a societății pentru a face ceva mai bun pentru copii. Acest program caută să facă această integrare la bază, în comunitate, sperând că vor coopera mai mult și instituțiile publice la vârf. Suplimentul mi-a fost tăiat din cauza că n-am știut că dacă nu merge unul la școală, nu se mai dau nici la ăștia. Cu banii, alocația la copii, suplimentară. Cine caz am avut, ne-am descurcat așa cum am putut noi. Suntem patru persoane. Nu ne scurcăm bine deloc, că el mai vinde lemne, mai vinde și facem bani, să iau lapte praf, mâncare, chiar deloc n-avem. Atâta ne scurcăm cu dimizația și alocația. Decât așa părinții mei ce au mai venit așa să vadă cum o duc, ce fac, dar în rest nimeni. Schimbarea de mentalitate, eu cred că asta se vrea. În rândul asistentului social, asistentului comunitar și al consilierului școlar, la ora actuală vă spun sincer, aceste trei persoane nu colaborează. Cei trei să se cunoască, să interacționeze în beneficiul copilului. Până acum v-a ajutat cineva, nu știu, nu. De aici, de prin comunitate, preotul, doctorul? Nu, nu ajută mine. De la asistență socială ne-au ajutat, de la Măinești. Da, ne-au ajutat acolo mai mult. Trăim într-o lume în care ne confruntăm din perspectiva copilului cu o mulțime de probleme. Violență școlară, absenteism, familii defavorizate. Și proiectul vine în întâmpinarea tuturor acestor probleme. Și spuneți-mi, copiii merg la școală? Da, merge. Numai ăsta mai mare nu merge, că are probleme și nu poate să urmeze școala din cauza că nu a avut memorii. Vreau să devin medic și ajut oamenii. Am o fată mai mare pe Alexandra care merge la școală, o duc dimineața și la 12 vine. După aceea la 1 începe cealaltă în mijlocii grădinița. Cam cât faci până la școală? O jumătate de oră. Și în ce clasă ești? A patra ce? Mi-am place cel mai mult la școală științe opționale și fizica. Mi-e place cel mai mult română. Și v-ați gândit voi ce ați vrea să faceți când veți fi mari? Eu m-am gândit. Ce? Doamne învățătoare. Și am terminat clasa 8, am născut și nu am mai continuat. Am îndemnat-o și eu și măsa și soră să aia mai mare și frații. Du-te mă, fă-ți mă, că unde te primești pe tine cu 8 clasă? Mie mi s-a părut foarte important clarificarea modului de interacțiune cu familiile și de lucru. Aveți trei copii și al patrulea e pe vine? Da. Și știți, ați fost la doctor, știți dacă e fată, băiat? Nu, n-am fost. Lucru în echipă ar putea fi de folos comunității, identificând problemele din punct de vedere social, educațional și medical. Cel mai util lucru care l-am descoperit, bineînțeles, este programul Aurora. La școală cât timp ai fost? 8 clase am făcut. Și pentru fetele tale ce îți dorești? Să meargă mai departe, zic. Să facă. Să facă mai multe... Da, mi-e bine așa. Să ajungă mai bine ca mine. Eu pentru ei vreau un viitor mai bun. Este un proiect antrenant, pentru că antrenează o gamă largă de specialiști. Vorbesc aici de profesorul consilier, de asistentul social, de mediatorul sanitar, de toate celelalte instituții, poliție, biserică, școală, primărie. Și dacă aceste aspecte colaborează între ele, eu zic că reușita va fi una pe măsura rezultatelor pe care ne dorim fiecare.